Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un videoclip informativ, pentru că n-am mai postat de foarte mult timp, dar acum vă dau o bombă de aia specială, pentru că voi puteți participa împreună cu mine la concurs și prietenii mei din echipa Tutires și membrii Happy Sport veți putea participa pe data de 14 septembrie, va cădea într-o sâmbătă. Happy Sport și Fundația Door to Door vor organiza un concurs de tip XC Maraton în pădurea Trebeș. Vă voi lăsa acolo în descriere mai multe detalii despre concurs, cum să vă înscrieți. Inscrierea se face pe cronometraj online. Inscrierea este cuplată. În momentul de față este 80 de lei, dar la fața locului se va plăti 100 de lei. În înscrierea asta, de fapt, va fi integrat acolo și un kit de start, care veți primi acolo mai multe chestii, un tricou, nici nu știu, n-am fost informat despre kitul de start, dar veți mânca și pe cinste la acest concurs. Vă promit eu că vă veți simți bine. Sunt puțin emoționat pentru că n-am mai stat de mult timp în fața camerei, să fiu sincer, și am fost puturos în ultima vreme și nu prea am filmat pentru voi, dar acum vreau să mă revanșez și vreau să vă spun că puteți participa cu mine la XC Maraton Bacău. Eu particip la categoria de 14-18 ani, la tura de 38 de kilometri, o medie de 40, să spunem așa, cu diferență de nivel de 800 de metri. Traseul se va desfășura în pădurea Trebeș, iar startul se va da de la Herghelia din Hemeiuș. Veți avea toate detaliile în descriere și vă voi atașa și pe ecran probabil o imagine cu toate categoriile de vârstă. Știu sigur că va fi o categorie de e-bike, este unica din Moldova și din Bacău. Deci e-bike nu prea se face în Moldova, de asta zic că se merită să participați și voi, pentru că nu veți pierde nimic și ar fi ceva nou. Pentru că nu mai pedalezi tu atât de tare cum e la o bicicletă normală și dai la e-bike și mergi pe baterii și gândești că este categoria scurtă de 38 de kilometri și categoria lungă de 60 de kilometri. Lucrurile se schimbă la categoria de vârstă 19, de la 19 ani. Traseul va fi de 60 de kilometri cu diferență de 1200 de nivel. Va fi puțin mai complicat, adică va fi o competiție de XC Maraton. Nu este un traseu, să zicem, pe ture, cum a fost când am mers la Ros pe Gheață și eram 3 ture și făceam tura de 3 km jumate. Codrin aici de față să zică cu 12 km, că avea, sau 15 km. Acolo ne-a luat eu locul 3, mai țineți minte, și am luat podium. Ei, acum am să luăm noi podium la Bacău, aici la XC Maraton, și vă așteptăm să avem concurență. Și vreau să vă cunosc și pe voi la concurs. Și încă o chestie, este și tură de family în care puteți participa dumneavoastră, copilul dumneavoastră. De la 7 ani până la 14. Da. Însoțiți de părinți. Încă o treabă. Cei care nu au vârsta de 18 ani sunt nevoiți să vină cu un acord parental. Eventual veți completa la start, la fața locului, veți completa acel formular pentru acordul parental. Pentru cei care vor să se înscrie și nu sunt din orașul Bacău, pot să facă înscrierea pe cronometraj online, cum am spus mai devreme, și transferul să-l facă prin cont bancar. Vă voi lăsa și aceste detalii în descriere. Dar puteți să vă înscrieți și la magazinul Happy Sport de pe strada Vasile Alexandrii din Bacău sau la magazinul din Onești Plus Bike, dacă nu greșesc. Da, vă lăsăm în descriere. Vă lăsăm în descriere toate detaliile, pentru că suntem aici și nu avem semnal. Deci noi suntem așa, feriți de lume. Vă așteptăm cu mare drag la XC Maraton, vreau să vă cunosc. Nu știu, va fi o senzație pe care, de fapt o experiență pe care nu o veți uita niciodată, pentru că eu vă spun din propria experiență, când particip la concursuri mă simt foarte bine. Codrin, poate să zic că la câte? La două concursuri. Da. Cum a fost la maraton, la Roman? Bă, mi-a plăcut, adică atmosfera e super, nu se compară cu nicio tură pe care o faci tu, e altceva. Când mergi la un concurs, îți testezi capabilitățile cu alți rideri și na, vezi și tu de cât ești capabil și uite așa, mi-am văzut și eu capacitatea de a pedala, să văd cât de bine pedalez, cât de bună sau cât de prostă sunt urcări. Și da, mă ia cu psihicul când văd urcarea așa și eu așa și
na, trebuie să te chinui și na, asta e ciclism, treci prin bune și prin rele. Eu am zis de fiecare dată că ciclismul este mai greu decât fotbalul. Nu știu dacă e așa, mulți hateri o să mă zic acolo după comentarii, dar eu consider ciclismul mai dureros decât fotbalul. Hai să nu mai stăm la vorbă și ne vedem la un concurs pe 14 septembrie la Bacău, în comuna Hemeiuș, la Herghelia din Hemeiuș. Vă așteptăm la XC Maraton. Ora de start va fi la ora 10, dacă nu vă voi lăsa dimineața, în privat. Oricum. Dimineața va fi oricum. Vă voi lăsa în descriere orice detaliu despre acest eveniment. Nu uitați, vă așteptăm la XC Maraton Bacău. V-am pupat, pa, pa!